la partea a doua a review-ului legat de aparatul de sudură ProWeld Arc 500E. Îl avem aici. Așa. Și astăzi va suferi operațiunea de verificare internă. Așa, îl lăsăm aici. Bun. Astăzi o să vedem ce e înăuntru. Și pentru asta punem camera în punctul ăsta și ne aducem ajutoare ca șurubelnița. Cu ocazia asta o să vedem și ce anume, pe unde ne putem apropia cu pistolul de la mașina de aer comprimat în momentul în care vrem să curățăm aparatul. Plus că, așa cum am zis, eu chiar sunt curios cum arată pe interior. Din punctul meu de vedere, ca fost tehnician, iată, deci Arc 500E pe interior. Hai să facem un pic de zoom și cu camera. Așa. Îl avem pe Arc 500E și ne uităm în interior cum e construit. O să vedem, prieteni, împreună ce și cum cu minunățile astea. Să punem ajutoarele optice, pentru că am să vă arăt imediat și de ce am ajuns să îi port. Uite de aia, uite de aia, uite de asta. Din cauza asta, după ani și ani de lucrat sub lupa tehnică, n-am mai fost chip să vedem de la apropiere, așa că a trebuit să purtăm ochelari. Ocazie cu care am luat și decizia să lăsăm meseria asta deoparte pentru tineri, pentru tinerii care au ochi mai buni și chiar și răbdare. Ia să vedem. Uite, așa arată pe spate placa. Așa. Observăm că e un cablaj dublu stratificat, cu circuite și pe o parte și pe cealaltă. Pe partea din spate e un cablaj de putere, cablajul care are circuitele de forță dublate de trasee foarte groase, da? Care să poată să dezvolte puterea de 500 de amperi, de 250 de amperi ai aparatului. Să poată să suporte puterea asta. Toate circuitele de putere. Aici avem partea de sursă de alimentare, partea logică de control, partea de alimentare cu filtrorii și partea de putere, tranzistorii toți pe rândul ăsta, filtrul de la ieșire, bobina de ieșire și intrăm direct în mufă cu ajutorul acestui conector din cupru masiv. Dacă îl întoarcem cu cealaltă parte, aici unde ne interesează, vei avem așa. Vedem frumos partea de întrerupător și conectorii care duc în punțile de redresare. Observăm că sunt două punți de redresare, fiecare de câte 50 de amperi bucata. Sunt puse în paralel, așadar slabe speranțe să se strice punțile de redresare. Pormul mai departe, circuitul duce către sursa de alimentare, sursa de alimentare pe care o vedem făcută în jurul unui circuit integrat care se află aici și pe care nu pot să văd ce e. Nu pot să văd ce e. E un circuit, deci un circuit în comutație, foarte șmecher. Da?
trafo chopper, trafo care oscilează la frecvențe foarte, foarte, foarte mari și îmi încarcă cu tensiune continuă acești trei capacitori de de aici de jos, dintre părțile astea de tranzistori, în care se magazinează toată energia necesară aparatului. Fiecare capacitor, văd eu pe aici, e la 400 de volt și are 560 de microfarazi. Nu știu dacă o să reușesc cu camera să filmez acolo. Deci sunt capacitor de rezistență. Aici sunt radiatoarele tranzistorilor finali, de unde preia temperatura de protecție senzorul termic. Tranzistorii finali sunt montați pe radiatoare cu pastă siliconică, astfel încât transferul termic să fie foarte bun între tranzistor, între corpul tranzistorului și radiatorul de răcire. La fel, senzorul să preia cele mai mici variații de temperatură în momentul în care e nevoie să ia decizii rapide. Apoi, cealaltă parte a tranzistorilor, circuitele astea funcționează în, pentru cunoscători, se numește punte H sau jumătate de H tranzistor. Aici sunt patru bucăți, se văd acolo jos, aici sus alți patru. Hai să revenim frumos în desenul ăsta, că ne place cel mai tare. Da, avem aici placa, partea logică de control cu niște circuite. Aici avem driverele care furnizează semnalul de la oscilator, furnizează semnalul de comandă de porți către tranzistorii finali. Nu mai sunt făcuți cu tranzistori discreți, cum erau pe vremea când reparam eu. Erau niște etaje discrete cu componente, puteai să pui mâna pe ele. Asta, când le iei cu penseta și le pierzi pe aici, până deja am zis gata, pas. Am lăsat tinerii să se ocupe mai mult. Bun, pe urmă urmează partea de comutare a sursei. După ce se alimentează, releul ăsta are rol de întârziere pentru a nu face scurt circuit în priză, pentru că un condensator prezintă la momentul inițial o rezistivitate foarte, foarte, foarte mică și atunci ar pune în pericol rețeaua. Bun. Interesant construit. Se vede că circuitele de putere sunt dublate, dacă nu triplate, unde, uite aici, triplate de conductori foarte zdraveni de cupru, atât aici cât și în interior. Ia să văd dacă prind unghiul care îmi trebuie. Aha, se vede acolo jos. Se vede acolo jos circuitul de la cap la capătul celălalt. Circuite care dublează circuitul de pe spate, astfel încât să reziste la curenții la care e aparatul conceput să funcționeze, adică 250 de amperi. V-ați închipui că e așa ceva puțin, nu e deloc puțin. E un curent extraordinar de mare, adică un aparat care ăsta este deosebit de capabil. Când spune că scoate 250 de amperi, apoi dă putere nenică. Hai să mergem să-l vedem și de pe partea de sus. Din partea de sus se observă aici pe panoul frontal display-ul, care ne afișează în format numeric puterea furnizată de aparat la borne, potențiometru, da? Și toate astea vin prin niște conductoare direct în placă. Observăm că toate astea de pe panoul frontal, display-ul și ăsta și potențiometrul sunt conectate la placa de bază cu ajutorul unor mufe. La asta mă refeream în primul episod când am zis că poate l-ai scăpat pe jos, poate l-ai trântit, poate și s-a desfăcut ceva prin el. În mod normal, ele sunt supra-sigilate, pe lângă faptul că mufele au ele în sine niște sisteme de asigurare a faptului că stau bine fixate. Sunt supra-sigilate, cum le-am zis noi, cu o vopsea, o vopsea elastică, astfel încât să se asigure că și în cele mai grele condiții mufele astea rămân înțepenite acolo și nu sar nicăieri. Ia să încerc eu să pun camera așa să vedem și sigiliile de pe celelalte mufe, că ele sunt acolo.
Numai să pot eu să focusez acolo. Da, se văd jos acolo. Așa. Se vede cum toate mufele sunt foarte bine sigilate. Aparatul e făcut tehnologie SMD, după cum se vede, da? Circuitele astea micuțe. Circuitele astea SMD, Surface Mount Device, adică circuite care se lipesc pe placă și nu prin placă. La sfârșit avem aici transformatorul care măsoară curentul prin etajul final și cu care aparatul își reglează puterea prin comandarea porților tranzistorilor în conformitate cu nevoile de la ieșire. Apoi avem o mare bară care preia tensiunea de pe finalii ăștia și o bagă în portul de plus, de ieșire, da? Cu niște șuruburi zdravene. Ia să vedem. Da, tot timpul imaginea mi-e pe dos și de-aia tot timpul dau stânga în loc de dreapta. Uite, ce șuruburi zdravene sunt acolo. Cu cheie de 13 mm, dacă mi-aduc eu aminte bine, 13 sau 12, și alea sunt suprasigilate cu vopsea, ca să fie treaba zdravână, inclusiv șurubul de jos, adică ăla mic, care preia tensiunea pentru celălalt port, pentru minus. Da? Cam pe aici o să lăsăm imaginea. Așa. Bun. Din păcate nu pot să văd ce circuite sunt, pentru că întreaga placă, la sfârșit, după ce sunt plantate componentele pe ea, este protejată cu un lac care, uite că nu pot să-l pun în evidență cu camera, ba, cred că se observă acolo că și plus că pe toate componentele se vede lacul ăsta, cum strălucește în lumina de sus. Ia uite. Aha, uite așa e mai bine. Și lacul ăsta are două roluri. Primul rol este acela de a împiedica particule de praf, de umiditate să intre între componente și să facă tot felul de scurt-circuite și alte nebunii pe acolo. Și în al doilea rând le asigură o a doua fixare mecanică, dacă vreți, a componentelor pe suprafață, deși ele pe dedesubt, fiecare component are un lipit special cu care sunt plantate, astea nici nu se mai fac de mână, sunt plantate de mașini automate, dar peste toate astea, pentru că în primul episod, spuneam, în prima emisiune, spuneam că totuși mai e necesar să-l mai sufli din când în când cu aer comprimat. De ce? Păi sunt protejate componentele astea micuțe de aici, unde poți să pui lac, însă componentele mari, cum ar fi capacitorii sau puntea de redresare sau tranzistorii de jos sau circuitele de protecție de pe jos, ele nu mai sunt așa de bine protejate, pentru că prin natura montării lor se montează ulterior plăcii și atunci rămâne posibilitatea ca ele să... Însă, dacă... Știu eu, dacă ți intră cumva pe aici vreun ac de siguranță, vreo pietricică suflată de aerul comprimat sau să ți intre în timpul funcționării pe aici vreo șaibă, vreo piuliță, vreun șurubel, cine știe cum se întâmplă și ajunge prin locurile astea, poate să facă o nenorocire, un scurt circuit, asta dacă nu este îndepărtat în timp util. Cu alte cuvinte, dacă am făcut așa, de mânări, când aparatul e închis, înainte de a-l folosi și nimic nu zdrângăne, atunci cu siguranță putem să ne apucăm de lucru fără probleme, pentru că nimica nu zdrângăne. Cablul de alimentare, după cum vedeți, e trecut prin cupla asta, aici în spate, direct în întrerupătorul de rețea ajunge, de aia vă spuneam că dacă becul se aprinde în întrerupătorul de rețea, în momentul în care ați băgat în priză și ați comutat pe on, se aprinde, atunci măcar știm că 220 ajunge în aparat, adică ajunge măcar în întrerupător. Dacă din întrerupător pleacă mai departe în restul de circuite, aia urmează să afle doar omul de la service. Nu încercați dumneavoastră să băgați mâna pe aici, pentru că e tensiune mare. Tensiunea redresată în curent continuu și filtrată de filtrorii de jos din 220 se fac în jur de 305-310 volți.
avem fix pe aici. Da? Deci zoom mai puțin de 300 de volți curent continuu, ceea ce e nenorocire mare. Mare grijă, nu umblați, nu aveți de ce. Dacă butonul roșu se aprinde și aparatul tot nu merge, frumos telefon împachetat și direct la service. Pentru că cei de la service sunt instruiți cum se lucrează cu astfel de aparate. Mai departe avem aici în spate ventilatorul. Da? E un ventilator de, cred că de 100 de milimetri, nu-mi dau seama, cred că e de 90 de milimetri, da? Care, cum lucrează el, trage aer din față și de pe părțile laterale și îl scoate prin spate, da? Deci trage aer proaspăt și îl scoate prin spate în afară, sau aerul încălzit aici în aparat îl scoate afară. Avem aici și cablul de alimentare al acelui ventilator, da? Totul pare să fie cât se poate de fain. Da? Lucrat așa cum mă și așteptam, în tehnologie SMD, adică să-l repare cine mai vede, că eu nu mai am așa mici componente și mi-aduc aminte că mai schimbam, dar când a trecut la rezistoare, la diode, la tranzistor și alte micării din astea mici, micării mici, deja nu am mai rezistat și am zis pas. Da, hai să mai revenim o dată la partea din spate. Deci, per total, când aruncăm așa o privire aici, ia să comutăm pe camera asta, da? Avem și simbolul de warning, acolo e pericol, e tensiune mare acolo, da? Asta e pentru tehnicieni, pentru că, așa cum am zis, cetățeanul care și-a cumpărat, gospodarul care și-a cumpărat aparatul, i-a dat capacul jos și de la distanța asta, deci hai să simbolizez eu așa cu șurubelnița, și să trebuie camera asta cu șurubelnița ca să se vadă distanța. Deci cam așa aș sufla eu, așa le și suflam când lucram. Fâs, 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 da? Deci nu băgăm pe aici, pe interior, pe... nu facem gojubanii din astea, că e periculos. Întotdeauna e bine să lăsați aparatul măcar vreo 30 de secunde, un minut înainte de a-i desface carcasa și a încerca să îl curățăm de praful strâns în interior. Întotdeauna e bine să-l lăsăm să se descarce, pentru că el are circuite speciale care fac să se descarce acești capacitori dacă aparatul nu este folosit, însă nu se întâmplă așa, pentru că e o energie fabuloasă înmagazinată în ei. Practic, ceea ce sudăm noi, arcora de sudură cu care noi ne facem sudura, e venită de aici, din ăștia trei. Aici se debitează toată distracția și dacă ăștia rămân încărcați, închipuiți-vă ce ați putea să faceți dacă veniți cu pistolul de aer comprimat pe aici. De aceea vă zic, nu lăsați-l măcar un minuțel să se descarce și după aia tot așa de la distanță, nu vă apropiați mai mult, că nu e cazul. Cam atât. Altfel, foarte solid prins de sudurile de carcasă, prins placa de bază, da? Foarte zdravă împrinsă. Ia să vedem dacă mai văd eu ce tranzistori sunt folosiți aici. 6GN M52, nu mai, nu înțeleg. Ia să vedem. Aha, 60N60FD1. Și sunt 8 bucăți. Bun. Hai să ne mai uităm un pic pe partea din spate. Șuruburile cu care este prinsă partea de sus a radiatoarelor, șuruburile cu care e prinsă partea de jos a radiatoarelor, iar șuruburile astea 4 de aici, ăsta, ăsta, ăsta și cu ăsta prind placa de bază pe de-a întregul în interiorul aparatului, nu vibrează, nu se întâmplă nimic, deci construit zdravân. Un șurub metric 10 care prinde conectorul de ieșire de portul de ieșire de pe placa de circuite imprimate, da? Partea de sursă e și asta destul de zdravă în concepută. Partea de sursă de alimentare este folosită strict de partea de consum, de partea de comandă și asta, și partea de comandă și control a sudurii. Cealaltă parte, partea de înaltă putere, își ia tensiune separat prin circuitele astea de mare putere de aici, care sunt și, așa cum vă spuneam,
sunt și dublate cu fludor, zdravăn, bricnenica. Da, una peste alta, un aparat foarte simpatic, compact, ușurel, bine închegat, rigid. Da, întotdeauna mi-au plăcut astea făcute din metal complet. Au fost și o gamă cu față de plastic, cu nu știu ce, dar cele din metal complet mie mi s-au părut cele mai bune, mai rezistente, mai îndurante și e și firesc așa, pentru că în mediul ăsta nu prea ai ce să cauți cu plastic, zic eu, la sudură. La sudură umbli cu table, cu fiare, cu alte nebunii și plasticul parcă, în opinia mea, nu și-are locul. Însă au fost o gamă de aparate care aveau așa o mască de plastic, o să ajungem și la ele în viitorul apropiat. Să le discutăm și parea cu bune, cu rele. Pentru că eu aș zice că aici trebuie scos în evidență calitatea aparatului. Nu că ăsta este neapărat mai bun decât un alt aparat. Ele toate sunt bune. Constructiv, diferențele între ele sunt minimale. Mai mult de design decât de aspect interior. Însă, ceea ce este cu adevărat important și face cu adevărat diferența între ele este suportul after sale. Adică, în momentul în care mi l-am cumpărat, știu sigur că dacă se strică, am unde să-l duc și am un departament de service bine pus la punct și care mi-l repară în cele mai rapide și bune condiții. Cu stoc de piese monstruos, cu electroniști bine pregătiți și care vă readuc aparatul pe linia de funcționare în cel mai scurt timp. Eu cred că aici e diferențierea de bază, pentru că până la urmă e un aparat produs în China și nu suntem noi ProEnerg singurii care aducem așa ceva. Nu e ProEnerg singura companie care importă, însă diferența, așa cum o spuneam, o face suportul tehnic de după vânzare. Bun. Mare lucru n-ar mai fi de zis. Îl mai admirăm așa un pic din față. ProWeld este brandul ProEnerg pentru gama de sudură. LED-ul de supra-temperatură, LED-ul de punere sub tensiune, afișorul cu LED-uri care ne indică și numeric ceea ce putem să reglăm de aici din potențiometrul ăsta între 20 și 250 puterea maximă. Da? Fantele prin care el își trage aer în interior pentru a se răci, cele două cuple TEB de 25 mm secțiune pentru cuplarea conectorilor. Pe spate, pe fund, e simplu, curat, să-l poți pune cam peste tot, mai are câteva fante de aerisire și pe aici, să-și tragă aer și pe aici. Așa. În rest, un ventilator, bun și ăsta. Așa. Și cu asta, cam atât am avut de spus despre ARC 500E privit din interior. Eu zic că e o lucrare foarte interesantă. Storul nu e cu FD1, este cu B2D1. E o altă variantă. E un tranzistor IGBT, adică e un tranzistor bipolar cu poartă izolată. Are și diodă de revers integrată, după cum vedem aici. E un tranzistor care rezistă la 600 de volți tensiune colector-emitor. Rezistă singur la un curent de 75 de amperi, de aceea sunt și 8, că ei merg câte 4. Odată. Foarte tare. Bun. Asta fiind zise, hai să punem înapoi carcasa aparatului.
să-l băgăm înapoi în cutiuță. Așa. Foarte ușor de desfăcut, după cum ați văzut, și de montat la loc, încă o dată, în cazul în care aveți, nu vreți să umblați în el, nici măcar pentru a-l curăța, nu vă faceți o problemă din treaba asta. Îl trimiteți la service, pentru că e mai sigur decât să faceți vreo borboață, mai bine îl trimiteți la service decât... dacă nu vreți să deschideți cutia aparatului. După cum ați văzut, nu e niciun pericol atâta timp cât l-am lăsat suficient să se descarce capacitorii din interior. Nu e niciun fel de problemă să îl desfaci. Dar încă o dată, tot nu înseamnă că pot să vin cu pistoletul de aer comprimat și să mă bag prin el, pentru că dacă cumva ai uitat, tu l-ai scos, l-ai oprit din buton, dar dacă ai uitat să-l scoți din priză și compresorul tău e legat invers în priză, s-ar putea să faci o frumoasă scânteie dacă atingi aparatul, în cazul în care prizele tale nu au împământare, nici una, nici cealaltă, sau măcar una din ele. Așa că e riscant. Nu vă apropiați în interiorul aparatului, de la distanță este suficient. Asta fiind zise, prieteni, ProWeld Arc 500E, un aparat pe care eu m-aș baza. Nu sunt sudor, dar dacă ar fi să recomand un aparat pentru uz gospodăresc și care să aibă și un pic de rezervă de putere în el pentru situații neprevăzute, atunci Arc 500E, eu zic că e o investiție foarte bună în gospodăria omului. Un aparat compact, complet metalic, nu sunt probleme să zici că îți mai poate, se poate crăpa, se poate fisura. Un mâner zdravân de tot, are doar 5 kg, un cablu de foarte bună calitate, atât cablu de alimentare cât și cele de sudură, conector TP 25 de mm secțiune, 25 de mm pătrat secțiune, de bună calitate. Încă o dată repet, întotdeauna strângeți bine conectorii ăștia doi, nu cu clește, nu puneți vreun clește, nu, strâns la mină, dar strâns cu simț de răspundere. Așa. Arc 500E, un aparat pe care eu l-aș recomanda pentru a-l folosi în gospodărie. La prețul lui 450 era pe aici. Eu zic că e o foarte bună investiție. Dacă nu vă doriți rezerva asta de putere, puteți opta pentru celelalte două variante din promoția de acum. Ăsta costă, spre exemplu, 452 de lei. La 9 de lei diferență, 50, la 60 de lei diferență, mai puțin, îl puteți lua pe Arc 400. Da? Iar la 324,8, la 325 de lei puteți să luați Arc 320, care sudează cu electrod de maxim 3,2 mm în secțiune și sudează cu maxim de 140 de amperi. Pentru gospodărie, pentru mici reparații de întreținere, este arhisuficient. Așadar, ăsta este cel mai mare din gamă. Citind caracteristicile tehnice și a celorlalte, sunt la fel ca mărime fizică, fizic sunt identice, diferă doar partea electrică dinăuntru. Nu uitați, când îl cumpărați, vă este furnizat cu gentuța asta, pe care vă sfătuiesc să o folosiți la pus aparatul în ea, pentru că îl și transportați mai ușor, compact, aveți toate accesoriile de la el la îndemână. Da? Manualul, nu uitați să-l citiți, măcar treceți prin el să știți că ați luat la cunoștință datele din el, sunt foarte utile
Sunt observații care au fost făcute de-a lungul timpului și care au fost introduse în manual ca sfaturi utile, observații din punct de vedere al securității sau chiar al funcționării sau chiar al remedierii vreunor posibile defecte. Da? Ventilatorul, spre exemplu, ventilatorul funcționează, LED-ul de avarie anomalie se aprinde, adică cel roșu, dar aparatul nu sudează, evident că nu sudează. Și avem patru variabile care pot fi întâlnite. 1. Dacă este acționată protecția asupra împotriva încălzirii, trebuie să așteptați în jur de 10 minute. Adică dacă motivul pentru care becul roșu e aprins este supratemperatura, atunci lăsați-l să se răcească vreo 10 minute. Atenție! Cu ventilatorul, adică el băgat în priză și cu ventilatorul pornit, da? Să auziți ventilatorul că se învârte. Dacă ventilatorul se învârte, atunci în câteva minute el își revine. Al doilea punct ar putea fi de vină protecția împotriva supracurentului. Vă rugăm să opriți aparatul de sudare și să așteptați un pic. După repornirea aparatului, dacă LED-ul verde este aprins și cel roșu este aprins, atunci e clar că circuitul de supracurent nu e de vină, ci e altceva. În varianta 3, circuitul invertorului poate fi defect, contactați serviciul autorizat, evident că nu ai ce să mai faci. Și 4, e posibil ca circuitul de feedback să fie defect. Astea cred că sunt texte care ne-au sărit nouă la traducere, pentru că nu văd ce rol are să rol ar avea să scrii în manual, să-i spui utilizatorului, e posibil ca circuitul de feedback să fie defect. Cu ce îl interesează sau cu ce îl ajută pe el treaba asta? El n-are voie să știe treaba asta. El zice, el, utilizatorul trebuie să știe atât. Ventilatorul merge, LED-ul roșu se aprinde, dar nu sudează, el trebuie să zică așa, bă, așteaptă 10 minute cu el pornit să se răcească. Dacă nu se răcește, sun la serviciu. That's all. Nu stăm să dăm circuitul invertorului poate fi defect. Ne mai scapă și nouă câte una alta, e adevărat, dar de aceea și manualul este varianta, versiunea 0, revizia, nu, versiunea 1, revizia 0, adică, bă, nenică, unde focusez eu, mă? Nu, cred că nu pot să focusez aici. În fine. Dar pot să fac zoom până acolo. Ia uite-l. Traducerea instrucțiunilor originale, versiunea 1, revizia 0. Deci, mai avem și noi de revizuit prin manuale. Nici astea nu sunt perfecte, e adevărat. Însă sunt perfectibile. Bun. Haideți să punem aparatul înapoi în cutie, pentru că noi inspecția tehnică am terminat-o. Să desfacem care e camera care vede asta, să desfacem masca în cazul în care intenționăm să o desfacem. Așa se desface geamul. Dacă vrem să-l scoatem de aici, îl apăsăm ușurel aici și el va flexa pe mânerele astea de susținere și îl putem împinge ușor în față și îl dăm afară la schimbul geamului sau așa. Am îndreptat și masca și geamul. Eu de obicei pun geamul în punga asta cu manualul, pentru că e contrastul foarte bun și îl vezi imediat că aici este.
Și mai mult de atât, pe perioada transportului eu îi fac așa, astfel încât să stea protejat și mai bine. Ca să ajungă la dumneavoastră în siguranță gemulețul. Și gemulețul. Cele două. Le-ai desface din agrafele astea și le-ai împrăști așa frumos pe lângă, s-ar așeza mult mai repede și mult mai, da? Am zis să-l păstrez cât mai mult în situația inițială. Asta fiind zise, geanta s-a închis ferm, ca lumea, zdravă, nu joacă, totul e în regulă. Avem aici și o siglă cu ProWeld. E un plastic, un ABS, nu știu ce naibie. Asta e un plastic destul de flexibil, dar și destul de rezistent. Așa că cam asta a fost și inspecția în interior. Din păcate, cum v-am spus, nu am sudat cu el, nu am filmat o sudură cu el, ca la finalul clipului să pun și câteva secvențe de sudură cu acest model. Avem cu altele, dar îmi scapă dacă avem cu ăsta sau nu, o să verific. Da, dacă v-a plăcut aparatul, e la promoție, așa că de ce nu? Tot e vacanța de Paști în viitorul apropiat. Poate cu prima de Paști ne-am dotat gospodăria și cu un aparat de sudură marca ProWeld de la ProEnerg. Prieteni, eu am fost Cornel. Vă mulțumesc pentru că ați stat și timpul ăsta cu mine să ne uităm prin interiorul aparatului ăsta. Până la o ediție viitoare de filmări, unde o să avem alte aparate și din alte domenii, adică o să avem aici și drujbe, o să avem aici și polizoare, o să avem aici și diverse șurubelnițe electrice și alte nebunii, toate din tehnică. Până atunci însă, rămâneți cu bine, mare grijă, la revedere!